În cadrul programului operațional regional 2014-2020, Primăria Municipiului Făgăraș a semnat contractul de finanțare numărul 4464 în 27.06.2019, având ca obiectiv acordarea finanțării pentru implementarea proiectului, modernizarea școlii gimnaziale numărul 7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș. Prin proiectul tehnic se propune autorizarea unor lucrări de reabilitare și extindere menite să reducă clădirea la standarde optime de funcționare. Lucrările care urmează să fie executate sunt consolidarea structurii de rezistență a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în standardele actuale, extinderea cu un corp de clădire nou ce va adăposti sala de sport, supraetajarea clădirii existente cu un nivel în vederea extinderii de laboratoare și săl de clasă, construirea unui nou corp de clădire care va fi dotat cu lift exterior, izolarea termică a fațadei, parte vitrantă prin înlocuirea tâmplării existente și parte opacă prin izolarea pereților exterior cu vată minerală bazaltică, termoizolarea terasei necirculabile, înlocuirea instalației interioare de distribuire a agentului termic, recompartimentarea spațiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor corecte, desfacerea finisajelor existente în zone cu infiltrații sau fisuri, înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi, în acord cu cerințele acestui tip de funcțiuni, înlocuirea sistemului de scurgere a apelor pluviale, refacerea tuturor trotuarelor perimetrale, conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabilități, refacerea tuturor finisajelor exterioare, înlocuirea instalațiilor de împământare cu priză de pământ, a instalațiilor electrice și a corpurilor de iluminat existente, înlocuirea instalațiilor sanitare și termice existente, realizarea instalațiilor termice, sanitare și electrice pentru corpurile noi de clădire, realizarea rețelei de hidranți exterior și interior necesari, dotarea clădirii cu centrală de detecție și semnalizare la incendiu și cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, dotarea grupurilor sanitare cu mobilier sanitar nou. Pentru ca aceste lucrări să poată fi executate, în ședința de Consiliu de săptămâna trecută s-a aprobat relocarea elevilor care învață în această clădire în alte locații din oraș. Comisia, adică să prindem și în hotărâre, pentru negocierea prețului, că de fapt pentru asta este făcută comisia, și a clauzelor contractuale. Pentru că Părintele Klein a ridicat o problemă, că atunci când este vacanță, de principiu ca în contract să se specifice plata să nu se facă către... În proiect nu sunt trecute clauzele respective, cu amendamentele domnului primar, doamna Polmolea, domnul Gavrilă, domnul Clonț, domnul Știrbu și doamna Crăciun, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cu amendament. Cu amendamentele propuse de domnul primar, 5 în comisie și... Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Cupu. În cadrul aceleiași ședințe a fost adoptată și o hotărâre de Consiliu, prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Negociere a Prețului Imobilelor Proprietăți Private, ce urmează să fie închiriate de către Municipiul Făgăraș. Cei 5 consilieri sunt Corina Polmolea, Monica Crăciun, Dan Gavrilă, Valentin Clonț și Cosmin Știrbu. În ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută a fost aprobată acordarea pachetului de rechizite școlare Primul Ghiozdan copiilor care se vor înscrie în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Făgăraș. Pachetul de rechizite este în valoare maximă de 110 lei și se acordă pentru al patrulea an consecutiv. Finanțarea pachetului de rechizite este asigurată din bugetul local și aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială pentru anul 2022 cu această destinație. Numărul aproximativ al copiilor care vor intra în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 este estimat la 400. În cazul în care vor fi mai mulți copii înscriși în clasa pregătitoare, se va suplimenta numărul pachetului de rechizite școlare. Pachetul de rechizite aprobat prin hotărâre de Consiliu Local va conține următoarele. Ghiozdan, clasa 0, penar cu fermoar echipat cu 16 piese, două numărători de plastic, caiet tip 1, caiet dictando, caiet de matematică, caiet faievelină, bloc de desen, acuarele, pahar pictură, plastelină, hârtie glasată, hârtie lucioasă și mapă plastic.
La intersecția străzii Doamna Stanca cu strada Ghioceilor va fi amenajat un nou sens giratoriu pentru fluidizarea circulației spre și dinspre Spitalul Municipal Făgăraș. În acest sens, în ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută a fost aprobat devizul general și indicatorii tehnico-economice investiției. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Ludu, doamna Paicu, domnul Cupu. 3 abțineri. Investiția are o valoare totală de 1.440.863,63 lei cu TVA inclus, conform devizului general și indicatorilor tehnico-economice investiției prezentați pentru fundamentarea hotărârii de Consiliu Local. Serviciul public, orice... Prin hotărâre de ședință, Consiliul Local Făgăraș a aprobat săptămâna trecută că, începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, să crească astfel. Bursele de performanță la 500 de lei, bursele de merit la 200 de lei, bursele de studiu la 150 de lei și bursele de ajutor social la 200 de lei. Toți elevii care au avut anul școlar trecut medii generale de peste 9,50 vor primi burse de merit pe semestrul al doilea conform dispozițiilor Ministrului Educației. Acesta a transmis luna trecută că elevii care nu mai au șansa să obțină bursa de merit după ce pragul mediei pentru acordarea acesteia a crescut de la 8,50 la 9,50 pot beneficia încă de sprijin financiar dacă aplică pentru bursa de studiu, care este în valoare de 150 de lei. Acest stimulent se acordă pentru elevii care au media peste 7,50 și se încadrează în criteriile pentru obținerea bursei de studiu. Pentru obținerea acestei burse trebuie depusă cerere în termen de 10 zile de la începutul semestrului al doilea. În acest moment sunt 6 tipuri de burse care se acordă și care au crescut în cuantum. Bursa de performanță, bursa de merit, bursa de studiu, bursa socială, bursa profesională și bursa de liceu. Conform hotărârii de Consiliu Local, la Făgăraș sumele necesare vor fi alocate în urma solicitărilor unităților de învățământ, urmând a fi făcute rectificări bugetare dacă aceste sume vor depăși alocarea din bugetul prevăzut.